Un specialist în estetică facială și remodelare corporală a vorbit în cadrul acțiunii Lasă pielea să respire despre ten, hidratare, soare și solar, teme de interes în sezonul estival. Inițiativa organizării unei astfel de acțiuni aparține Bibliotecii Județene Petre Dulfu, care promovează în acest fel și cărțile despre îngrijirea pielii, mai ales în sezonul cald. Evenimentul ăsta se datorează, în primul rând, inițiativei care a avut-o biblioteca pentru a promova cărți despre îngrijirea pielii și mai ales în sezonul ăsta cald, când toată lumea are nevoie de lucrul ăsta, pentru că foarte mulți dintre noi nu știm sau știm mult prea puțin despre cum să ne îngrijim pielea pe timpul verii. Ok, o să încep prin a expune niște mici aspecte despre expunerea la soare. Ok, după cum știm, soarele este foarte prietenos cu noi pentru că ne bronzează, ne colorează foarte frumos pielea, însă este foarte important de reținut, chiar vital, că razele soarelui nu întotdeauna ne fac un foarte mare favor. Dacă, de exemplu, stăm foarte mult expuși la soare în perioade nepotrivite pentru pielea noastră, adică mai târziu de ora 11, pielea arde suferit, chiar foarte tare, pot să apară diferite afecțiuni, diferite pete, pigmentare, care oferă pielii un aspect foarte neplăcut și totodată îmbătrânesc pielea prematur. E foarte important să stăm la soare doar până la ora 11 dimineața și începând de la 4 după amiaza pentru a evita orice fel de exces. Bun. După cum bine știm, razele solare sunt de două feluri, UVA și UVB. Razele sunt foarte responsabile cu îmbătrânirea pielii, iar primele dintre ele, UVA, se găsesc și în saloanele de bronzat, mai exact în solarii, acestea fiind responsabile cu îmbătrânirea pielii, pentru că foarte multe tinere, să zic de până în 30 de ani, folosesc în exces solariile, apar deshidratări ale pielii, uscăciuni, piele lăsată sau colorații imperfecte și o culoare neomogenă a pielii, așa că e foarte, foarte important de reținut să nu exagerăm cu solarul atunci când vrem să mergem. Ok, cum acționează razele soarelui? După cum am spus, în două feluri. Fiecare dintre ele sunt responsabile cu cât un ne face o mare defavoare, în sensul că razele UVA provoacă apariția ridurilor, iar cele UVB cauzează arsurile solare, cele din urmă pătrunzând foarte, foarte ușor în piele, cu toate că în momentul în care noi ne expunem la soare, pielea doar se înroșește puțin. Este foarte important să știm că, de fapt, aceea reprezintă o mică arsură, pentru că după aceea, de foarte multe ori, pielea se descoamează urmând să se refacă în locul respectiv, dar totuși este foarte important de reținut să nu exagerăm cu soarele și să fie un echilibru. De aceea e foarte, foarte important să folosim creme speciale pentru tipul nostru de piele, nu alese la întâmplare și nici măcar alese la îndemnul vecinului sau prietenului, pentru că fiecare dintre noi avem pielea foarte, foarte diferită și atunci este bine să urmăm sfatul unui farmacist sau a unui dermatolog sau unui medic specialist care știe să ne îndrume pentru a ne alege o cremă cu protecție solară specială tenului și potrivită pielii noastre, care să aibă atât factori de protecție UVA, cât și factori de protecție UVB, să protejeze pielea în întregime. Este foarte important, de asemenea, să evităm în orele în care soarele este foarte fierbinte, expunerea copiilor mici, de până în 5 ani la soare, și, bineînțeles, expunerea bebelușilor, ei fiind și mai sensibili la razele solare, neavând încă imunitatea pielii complet dobândită.
Și de asemenea este foarte important să aplicăm o cantitate suficientă de produs pe piele, adică nu doar că ne dăm cu ulei să ne lucească frumos pielea și să arătăm bine la plajă sau poate pentru pozele de pe Facebook să strălucească picioarele. Este foarte important ca crema respectivă să intre suficient în piele și să o protejeze pe de-a întregul. Ok, solarul. Asta e o temă care probabil nu o să se... o mare controversă, bineînțeles, și părerile sunt foarte, foarte împărțite în ceea ce privește acest aspect. Foarte multe persoane merg la solar să se bronzeze de regulă înainte de a se expune la plajă, înainte de un concediu de obicei. Însă, foarte multe persoane exagerează participând foarte des, chiar zilnic, și petrecându-și mai mult de 5 minute la o ședință, încercând astfel să grăbească puțin apariția bronzului, ceea ce nu este foarte corect și sănătos pentru piele, pentru că în afară de faptul că pielea se negrește forțat, bineînțeles, apar acele mici descoamări, pe ten apar foarte multe pete, iar la nivelul pielii apare deshidratarea și, bineînțeles, pielea se lasă și nu mai are tonus și de acolo încolo apar multe, multe alte probleme. Bun. Pentru că și eu la cabinet am întâlnit persoane cu tot felul de probleme după ședințele de solar, poate prea puține dintre noi sau prea puțin, pentru că sunt și domn care participă la ședințe de bronzat la solar, știm că trebuie să dezinfectăm acele locuri în care ne bronzăm, acele tuburi, chiar dacă ele sunt dezinfectate înainte de angajatele sau angajații solarului, este foarte important pentru că pielea intră în contact direct cu acea suprafață, iar riscul de a contacta o ciupercă, o micoză, o bacterie care să cauzeze alte afecțiuni este foarte, foarte mare, așa că e foarte important să igienizăm acele suprafețe și să nu ne bazăm întotdeauna pe ceea ce se spune acolo că s-au dezinfectat înainte, pentru că din păcate, nu totdeauna se întâmplă așa. Bineînțeles, la niște prime ședințe de solar, e foarte, foarte important să fim cumpătați și să nu stăm mai mult de 3-4 minute la început, ajungând până la un maxim de 10 minute, nici de cum mai mult, pentru că oricum, cât se bronzează tenul în primele 3 minute, tot atât de mult se bronzează și în 10, doar că dacă se depășește 10 minute, apare excesul și pielea începe să se deshidrateze mult prea tare. După ședințele de solar, este foarte important să folosim o cremă care se primește de regulă de acolo sau, dacă nu, o cremă puternic hidratantă, nutritivă, ar fi ideal, cu vitamine, care să hidrateze tenul, bineînțeles, și corpul în același timp și să se evite expunerea la soare în ziua în care s-a mers la solar, pentru că deja ar fi prea mult dacă le-am combinat pe cele două și nu ar fi ok deloc. O atenție deosebită trebuie acordată și machiajului de vară. Fața nu trebuie încărcată cu fond de ten și farduri și se recomandă utilizarea produselor naturale, iar la piscină machiajul este total nerecomandat. Începe sezonul nunților, toată lumea se machiază, începem să ne expunem tot mai mult tenul și corpul la soare și așa mai departe. Însă ceea ce e foarte important de reținut este că nu trebuie să exagerăm cu el, trebuie să existe un echilibru, pentru că dacă îl încărcăm foarte tare cu fond de ten, cu bază de machiaj, cu BB cream, CC cream și alte produse care colorează pielea, aceasta nu va putea respira, porii se vor bloca în întregime și de acolo încolo apar posibile probleme, cum ar fi acnea, petele pigmentare, tenul, neputând lua contact cu vitamina D3 care oferă soarele în mod natural, începe să dezvolte tot felul de probleme dacă este blocat și dacă acel fond de ten creează o barieră care sufocă pielea. Foarte important să folosim produse naturale sau produse care au cât mai puțin conservanți, parabeni și coloranți,
și cât mai puțin parfum. Pentru că în timpul verii, oricum transpirăm foarte tare, pielea se irită foarte ușor, ea se colorează, chiar și mergând pe stradă ne bronzăm și atunci trebuie să apelăm la produse de foarte bună calitate, nu alese după ureche, ci doar la îndrumarea unui specialist. În ceea ce privește fardurile, rujurile care noi le aplicăm pe piele, ele nu trebuie să fie nu sunt cosmetician ca să știu și nu fac machiaje, dar nu trebuie să fie cu acoperire puternică de 12 sau de 24 de ore, pentru că chiar dacă vom demachia tenul, acesta tot nu va fi curățat suficient și atunci trebuie să folosim produse care au în compoziție foarte multă apă, care au în compoziție doar elemente organice, care nu au în compoziție aluminiu. Trebuie să folosim produse hidratante, rujuri hidratante, nu rujuri mate, pentru că rujurile mate, și am văzut că se poartă, e o modă cu rujurile mate, din păcate ele nu ne hidratează buzele, ci dimpotrivă le deshidratează, cu toate că, într-adevăr, aspectul lor este unul puțin mai frumos, însă ne facem un foarte mare deserviciu dacă vom colora buzele în acest fel. Și bineînțeles, ceea ce e foarte important și din păcate văd și se întâmplă în fiecare zi, machiajul la plajă, la solar și la piscină ar trebui să fie interzis, pentru că foarte multe persoane se duc la piscină ca și cum s-ar duce la o nuntă, ca și cum s-ar duce la un botez și pe lângă că arată, adică pe lângă că soarele nu pătrunde în primul rând în piele, arată și foarte, foarte caragios. Pentru că toți suntem acolo să ne bronzăm și nu să facem parada modei sau să știu eu ce alte chestii. Într-adevăr, dacă avem defecte pe față, da, trebuie să le mascăm, dar se poate face acest lucru și mult mai echilibrat, fără să fie vorba de excese sau de altceva. Pe timpul verii, dar nu numai, vitaminele se iau din alimentație, se recomandă consumul de fructe și legume, precum și hidratarea. Cremele, protecția solară, au în compoziție vitamine. De regulă se găsesc vitaminele E și A, însă ceea ce este foarte important este că toate vitaminele se vor prelua în primul rând din alimentație, din fructe și legume. Ele se vor găsi, de exemplu, vitamina C, bănuiesc că toată lumea știe că se găsește în citrice, se poate consuma inclusiv sub formă de fiole pe piele, vitamina C fiind dând un ușor aspect de exfoliere și de reîntinerire a pielii. Vitamina E și A protejează și hrănește foarte, foarte bine pielea și ce e foarte important de reținut, că dacă avem probleme cu culoarea pielii pe față, este neomogenă sau în orice zonă a corpului, se poate folosi vitamina A pentru că o omogenizează, chiar și uleiul de jojoba presat la rece. Bineînțeles, nu este un efect imediat, fiind un remediu natural, acesta va trebui folosit cel puțin 3 luni pentru un rezultat evident. Da, hidratarea. Nu știu câte persoane dintre noi consumă pe zi 2 litri de apă. Probabil mult prea puține. Bineînțeles, hidratarea trebuie să vină în primul rând din interior și nu doar din ceea ce aplicăm pe pielea noastră. Este foarte important să ajungem să consumăm măcar 1,5 litri de apă vara. Am întâlnit foarte, foarte multe persoane care consumă 2-3 pahare de apă pe zi. Și consumă foarte multe sucuri, consumă foarte multe cafea, poate mai sunt și fumătoare și atunci deja lucrurile se complică. Dacă pielea nu e suficient de hidratată din ceea ce îi dăm noi, adică din apa pe care o bem, atunci nu ar trebui să ne așteptăm să avem o piele frumoasă și fermă, pentru că nu se poate întâmpla asta dacă nu consumăm suficientă apă. Hidratarea în timpul verii e foarte, foarte importantă, la fel ca și în timpul iernii, fiind două anotimpuri cu temperaturi extreme. Trebuie să știm, foarte, foarte important, că vara, cremele de față se aleg doar în funcție de vârstă și în funcție de tipul nostru de ten. Ele vor hidrata pielea complet,
Iar ce e foarte important, de exemplu, după ce ne expunem la plajă și luăm contact cu apa mării, care este foarte sărată, dușurile vor trebui să fie călduțe, pielea, pe pielea umedă va intra foarte, foarte ușor o cremă de după duș sau un ulei organic presat la rece, indiferent, fiecare alege după cum poate și consideră că e ok pentru el, însă neapărat trebuie să ne hidratăm pielea după expunerea la plajă și după contactul cu apa sărată, pentru că sarea foarte tare deshidratează pielea. La finalul zilei, importantă este demachierea, indiferent dacă s-au folosit pentru ten produse cosmetice sau nu. Demachierea trebuie să se facă obligatoriu, chiar dacă nu am aplicat niciun fel de machiaj, pentru că în timpul zilei, pielea și tenul în special acumulează foarte, foarte multe reziduri, praf, bacterii, mizerie, vântul, dacă ne expunem afară, vântul aduce foarte mult praf, tenul se încarcă, pielea transpiră, iar excesul ăla de sebum și toate mizerile trebuie să îndepărtate obligatoriu și dimineața și seara. Bineînțeles, se va alege un demachiant potrivit fiecărui ten, nu se va alege chestia asta după ureche, mergem și ne alegem orice din supermarket, că nu e chiar așa. Iar, de exemplu, pentru tenul uscat se va alege o loțiune mai cremoasă, îmbogățită cu acid hialuronic. Pentru tenul normal se poate folosi o apă micelară, la fel, îmbogățită cu acid hialuronic, iar pentru tenul gras se poate alege un demachiant cu bază de alcool sau o apă micelară simplă, pentru că, după cum știm, am învățat toți în clasele primare, apa micelară, de fapt, miceile, principalele organisme care se găsesc în apa micelară, sunt niște mici microorganisme care mănâncă mizeria care o avem pe față, toate impuritățile, astfel tenul rămânând foarte, foarte curat. Bun, pe lângă demachiere, e foarte important să și exfoliem vara stratul de piele superficial, pentru că astfel pielea se va regenera și va arăta mult, mult mai bine. De exemplu, acasă, toți suntem consumatori de cafea, toți avem zahăr, se poate face o combinație între cafea naturală, însă atenție, nu zahăr de cafea, acesta fiind foarte, foarte dur cu pielea, ci cafea naturală măcinată, îmbogățită cu puțină apă plată și amestecată chiar și cu puțin zahăr. Acel scrap care se formează se va aplica pe piele, pe ten, mai exact, prin mișcări circulare, îndepărtând absolut toate impuritățile și un strat superficial de piele. Bineînțeles, cafeaua naturală este și foarte, foarte puternică în antioxidanți, așa că acest remediu, pe lângă că este natural, este și la îndemâna tuturor și nu trebuie neapărat să apelăm la produse cosmetice speciale pentru a face o exfoliere. Această exfoliere se poate face inclusiv pentru reducerea stratului de celulită de la nivelul coapselor, de la nivelul picioarelor, îmbunătățind în același timp inclusiv circulația sângelui, pentru că antioxidanții din cafea stimulează acest lucru. Poate nu foarte multă lume știe, însă dacă se face procedeul ăsta zilnic, o săptămână, deja pielea capătă un aspect mult mai frumos, are tonus, este mult mai fermă, iar, bineînțeles, rezultatele sunt evidente. Protejarea pielii de agresiunea factorilor de mediu, soare, vânt, praf, tot ceea ce intră în contact cu pielea noastră, este prioritară, în special vara. Este foarte important să ne hidratăm și să consumăm cât mai puține alimente cu euri, sucuri și apă carbogazoasă, ori alimente bogate în coloranți și conservanți.